Pot să vă spun doar ce informații am solicitat de la Ministerul Afacerilor Externe, pentru că rețeaua diplomatică gestionează din punct de vedere al informării, cel puțin, tot acest proces. Alminter sunt implicate toate instituțiile cu atribuții pentru ajutorarea cetățenilor cu dublă cetățenie care doresc evacuarea din fâșia Gaza. Și pot să vă spun că este o operațiune în desfășurare. Faptul că nu au ieșit până acum nu înseamnă că le interzice cineva să fie cuprinși într-un proces etapizat de evacuare a celor care vor să părăsească fâșia Gaza și că, concret, acest proces de evacuare este gestionat printr-un dialog permanent și printr-o convenție între statul israelian și Egipt.